Pentru cei care lucrează în aer liber, canicula este și va rămâne o probă de forță pe care cei mai mulți o trec fără să se plângă. Împinși de nevoi și lipsuri, o parte dintre giurgiuveni sunt nevoiți să-și asigure traiul de zi cu zi muncind în aer liber la temperaturi de peste 40 de grade. În această situație se află și comercianții din zona Pieței Centrale, zonă cunoscută de giurgiuveni, la Ruși. Chiar dacă mulți s-au obișnuit cu temperaturile extreme, aceștia spun că fără apă și cu un program redus nu au cum să reziste. Cum suportați căldura? Ne-am obișnuit. Atâta timp pe piață, ne hidratăm, mai aruncăm puțin apă pe noi. Se merită să stați pe căldura asta aici? Merită. Merită în sensul că ne câștigăm bani. Câștigăm existența de zi cu zi. Nu vă închipuiți că nu așa, dar exact ca să avem să întreținem o casă. În această perioadă ați mai redus numărul orelor pe care le petreceți da. Aici? Da. Mai facem cu schimbul, nu stăm în permanență. Ne adaptăm. Groaznic. Foarte cald. Foarte, foarte cald. Până la 11-12 e perfect încolo. Adică perfect de stat se poate sta, dar după aia e foarte cald. Ne hidratăm. Cam cât apă beți pe zi? Păi cred că trec de 2 litri pe zi. Indiferent că sunt aici sau că sunt acasă, peste 2 litri de apă. Ieri cred că am băut peste 3 litri. Foarte cald. Și se anunță mai cald până la 1. În această perioadă ați redus numărul orelor pe care le petreceți aici? Da. S-au redus. Venim mai de dimineață, după 2-3, strângem și plecăm acasă. Ca să vă arăt, rece de la frigider. Și cam atât. Astea sunt condițiile în care lucrăm. În această perioadă ați redus numărul orelor pe care îl petreceți aici? Da, la ora 15 strâng. Nu stau mai mult. Potrivit meteorologilor, vremea caniculară va fi prezentă pe raza județului nostru până la începutul săptămânii viitoare. Astfel, în perioada 22-24 iulie, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade Celsius în majoritatea raioanelor, iar în intervalul 25-27 iulie, mercurul în termometre se va ridica până la 36-38 de grade Celsius. În aceste condiții, celor care lucrează în aer liber nu le mai rămâne decât să găsească noi metode de a îndura căldura insuportabilă.